Dacă ar fi să caracterizăm lumea aceasta într-un cuvânt, cum am putea să-i spunem? Că lumea asta este o lume bună, este o lume așa și așa, sau este o lume rea? Cum e? Așa și așa. Cuvântul lui Dumnezeu spune că lumea este rea. Dar de ce lumea este rea? Pentru că oamenii formează lumea între răi. Consecința pătrunderii păcatului în lumea creată de Dumnezeu, din cauza neascultării primelor oameni, a fost că lumea a fost năpădită de răutate și de stricăciune, spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică opusul a ceea ce intenționa Dumnezeu ca lumea aceasta să fie. Adică o lume bună și perfectă. Pentru că așa intenționa Dumnezeu să o facă. Una din caracteristicile răutății este și aceea că are capacitatea de a se răspândi cu o foarte mare inițială. Nu trecuse foarte multă vreme de la căderea lui Adam. Și deja în capitolul 6 din Geneza aflăm, mi se relatează că pământul întreg era plin de răutatea omului. Așa citim în Geneza 6:5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Zice cuvântul. Apoi versetul 11 continuă și spune că pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de silnicie. Pământul era de vină. Era vinovat de răspândirea stricăciunii pământului. În versetul 12 explică de ce. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Omul era vinovat de răspândirea stricăciunii și din cauza omului, acum chiar și pământul și întreaga natură aveau de suferit din pricina omului. Dar oare cum reușise să se răspândească cu așa mare inițială răutatea și stricăciunea pe întreg pământ? Nu există decât o singură explicație. Comportamentul oamenilor. Oamenii deveniseră răi, dușmănoși, răzbunători și dornici de a se asupri unul pe celălalt și de a stăpâni unul asupra celorlalt. Natura aceasta căzută a omului, infectat de microbul păcatului, determina pe om să întoarcă rău pentru rău. Să fie răzbunător. Când toți locuitorii pământului au început să se comporte în felul acesta, nu este de mirare că în decursul a câtorva generații, pământul, spune cuvântul, că se umpluse de silnicie. Așa că, într-o astfel de lume, plină de silnicie și de răutate și de nelegiuire, copilul lui Dumnezeu, că despre noi este vorba aici în textul pe care l-am citit, este chemat să răspundă la una din întrebările ce îl frământă ori de câte ori este confruntat cu răutatea semenilor săi. Adică, cum să biruim răutatea lumii? Ăsta este titlul din mesajul din această seară, această după-amiază. Cum să biruim răutatea lumii? Primul îndemn pe care îl aflăm de la Apostolul Pavel este acesta. Nu te face părtaș la mulțirea răului. Așa spune el în versetul 17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Nu te face părtaș la mulțirea răului. Răul, spuneam, are această caracteristică de a se răspândi cu o viteză extraordinară. Și nici măcar nu este greu să fii rău. Nu este greu să fii rău și să răspândești răutatea. Aproape că nu trebuie să depui niciun efort pentru asta.
Rău se răspândește foarte ușor. De aceea Apostolul Pavel scrie în epistola așa și îi îndeamnă pe copiii lui Dumnezeu să nu se facă deloc părtași la răspândirea răului pe pământ. Datoria creștinului lăsat de Dumnezeu să trăiască în mijlocul lumii acesteia este aceea de a se opune răspândirii răului și în niciun caz de a se face părtaș la răspândirea răului. Asta este datoria creștinului. Dar datoria copilului Dumnezeu nu se limitează doar la a nu lua parte la răspândirea răului. Adică de a sta departe de tot ceea ce Dumnezeu numește păcat și răutate. Silnicie. Și mai mult decât atât, spune Cuvântul lui Dumnezeu, că ei, copiii lui Dumnezeu, sunt datori să contracareze, adică să promoveze binele. Să nu răspândească răul și să promoveze binele. Așa că, lături de interdicția de a fi părtași la răspândirea răului, Apostolul Pavel ne dă și soluția de a contracara răspândirea răului. Adică, spune așa în partea a doua, versetul 17, ce să facem? Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor, dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Adică, cu alte cuvinte, fii consecvent în promovarea binelui. Nu te face părtaș la răspândirea răului, ci dimpotrivă fii consecvent în promovarea binelui. Observăm cum îndemnul lui Pavel nu este să facem câte un bine din când în când. Ocazional. Când putem, când avem chef, când avem timp. Când considerăm noi că merită să-l facem. Îndemnul lui Pavel este să urmărim să facem binele, adică să fim consecvenți în acțiunile noastre și în faptele noastre, în atitudinea și comportamentul nostru după voia lui Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, un bine făcut din când în când, de drept răsplată unui om care la rândul lui ne-a făcut poate un bine, ne-a făcut o favoare, ceea nu este după modelul lui Hristos. Astfel de comportament pot avea și păgânii sau necredincioșii, spune Domnul nostru Iisus Hristos. Și ei pot face câte o faptă bună din când în când. Creștinii, în schimb, sunt chemați la un model de trăire mult mai înalt decât acesta. Și ne explică El cum trebuie să facem. În Matei 5:38, unde El spune așa, Matei 5:38 până la 48, zice, ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ce se însemne asta? Adică rău pentru? Adică răzbunare, da? Da, eu vă spun, spune Domnul Iisus Hristos mai departe, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Oricui cui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce îți cere dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrășmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. De ce? Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameși? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți deci desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Amin. Dumnezeu să ne ajute. A fi consecvent în promovarea binelui înseamnă a răspândi în lume învățăturile acestea a Domnului Iisus Hristos. Adică a le trăi. Dovedind înaintea tuturor oamenilor că creștinismul nu este o religie seacă, o filozofie care doar gâdilă frumos urechile și simțurile omului.
ci dimpotrivă creștinismul este un nou mod de viață, trăită de un om înnoit cu totul, cu mintea, cu inima, cu trăirea și cu vorbirea și cu gândirea sa. Un asemenea om nu face bine doar din când în când și doar unora dintre semenii săi, ci așa cum ne spune Scriptura, cum ne îndeamnă Domnul nostru, urmărește binele față de toți oamenii, și cum spune și Apostolul Pavel, față de toți oamenii. Și întrucât atârnă de noi, adică atât cât depinde de noi, spune Apostolul Pavel, trăiește în pace cu toți oamenii. Amin. Amin. Bun. Apoi, spune Apostolul Pavel, copilului Dumnezeu nu ar trebui să nutrească în inima lui sentimente de răzbunare. Așa spune versetul 19. Preiubiților, nu vă răzbunați singuri. Adică să nu lași niciodată inima ta să fie cuprinsă de dorința de răzbunare. Nu te lăsa cuprins de dorința de răzbunare. Dacă citim cu atenție îndemnul lui Pavel, observăm cum apostolul nu afirmă că nedreptățile suferite de cineva, de un copil al lui Dumnezeu, vor rămâne pe veci nepedepsite. Nu asta vrea să spună apostolul Pavel. El spune altceva. Că răzbunarea pentru nedreptate nu este de competența noastră. Nu că nu vor rămâne nepedepsite, ci că răzbunarea pentru nedreptatea sau nedreptățile care ne sunt făcute nu sunt de competența noastră, ci este de competența lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu are acea judecată care nu poate fi influențată de nici o umbră de îndoială. Aici intervine o întrebare care probabil că frământă mintea noastră. De ce Dumnezeu interzice copiilor săi să-și facă singur dreptate? De ce noi să nu ne răzbunăm atunci când cineva ne nedreptățește? Există cel puțin două motive importante. Mai întâi de orice, din cauza că noi singuri nu suntem capabili să facem dreptate așa cum Dumnezeu ar putea să o facă. De acord? Noi singuri nu suntem capabili să facă dreptate, să facem dreptate așa cum Dumnezeu o poate face. Cu alte cuvinte, atunci când ne luăm noi asupra noastră această sarcină de a ne răzbuna, de a ne face dreptate, noi nu avem, precum Dumnezeu are, o privire de ansamblu asupra tuturor lucrurilor. Gândirea noastră, capacitatea noastră de înțelegere și cunoașterea noastră, toate sunt limitate și influențate de firea noastră pământească. Astfel încât, fără să cunoaștem toate motivele și circumstanțele care l-au determinat pe un om să ne facă rău, noi vom cădea în greșeala de a amplifica și mai tare conflictul dintre noi și cei din lumea în care suntem așezați. Ăsta ar fi unul din motivele pentru care Dumnezeu ne interzice să ne răzbunăm. Pentru că nu putem să avem acea capacitate pe care numai Dumnezeu o are, de a avea lucrurile de sus, deasupra, o privire de ansamblu, asupra tuturor circumstanțelor. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, ar trebui să știi că atunci când mi se întâmplă o răutate din partea cuiva, Dumnezeu însuși cunoaște și uneori chiar îngăduie să mi se întâmple ca oamenii să ne dușmănească, să ne nedreptățească. Cum este posibil așa ceva? Și la ce anume ne-ar folosi ca Dumnezeu să îngăduie în viața noastră ca oamenii să ne dușmănească? Domnul Iisus Hristos ne-a spus că unul din motivele pentru care Dumnezeu îngăduie ca în viața noastră să se vadă, să se abată asupra viața vieților noastre nedreptate și dușmănie, este că acestea sunt semnele după care noi vom recunoaște că suntem adevărații Săi ucenici. Așa ne spune El în Ioan, capitolul 15, versetele 18 la 20. Zice așa, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. De acord? De acord, da?
Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. A te lăsa cuprins de dorința aceasta de a te răzbuna singur, înseamnă, spune Domnul, a te lipsi singur de onoarea de a te numi ucenicul lui Hristos. Sau robul lui Hristos, cum mai numește Domnul pe cei care sunt ai Săi. Dacă oamenii au fost capabili se comporte cu răutate față de Fiul lui Dumnezeu, cine suntem noi? Și cu ce suntem noi mai buni decât Domnul nostru Iisus Hristos ca să nu avem parte de același tratament din partea lumii? Răspunsul este evident. Cu nimic nu suntem mai buni. Împotrivă. De aceea Dumnezeu interzice copiilor să se răzbune singuri și să răspundă răutății oamenilor cu aceeași monedă. Dar dacă nu ne este îngăduit să ne răzbunăm singuri, oare nedreptățile ce ni se fac nu vor rămâne niciodată pedepsite? Tocmai am spus. Nu despre asta e vorba. Apostolul Pavel nu spune asta, ci altceva. El ne asigură că dreptatea noastră doar este amânată pentru o vreme. Când Dumnezeu însuși o va pune în aplicare în conformitate cu justiția sau cu judecata sa nepărtinitoare. Așa că spune mai departe Pavel, în versetul 19, partea a doua, lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea și eu o voi răsplăti, zice Domnul. Adică, cu alte cuvinte, ai încredere în justiția sau în dreptatea lui Dumnezeu. Nu ți-o face singur. Ai încredere, ai răbdare și ai încredere în justiția sau în dreptatea lui Dumnezeu. Bun. Dar avem noi oare motive suficiente să credem că Dumnezeu va face dreptate pentru noi? Există oare în Scriptură și de-a lungul istoriei dovezi ale răzbunării pe care Dumnezeu a făcut-o pentru copiii Săi? Există suficient. Gândiți-vă doar la răzbunarea pe care Dumnezeu a bătut-o asupra Egiptului. Felul în care s-au comportat egiptenii cu poporul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la răzbunarea lui Dumnezeu asupra cotropitorului lui Israel, de-a lungul istoriei poporului Israel. Gândiți-vă la răzbunarea lui Dumnezeu asupra dușmanilor bisericii. Ce ziceți de Imperiul Comunist, care a prigonit biserica? Comunismul nu mai există în Europa. Cel puțin formal nu mai există. Biserica continuă să existe și va exista în eternitate. Amin. În cartea Apocalipsa, care zugrăvește printre alte și multe imagini despre vremea sfârșitului acestei lumi și despre judecata finală lui Dumnezeu, găsim o astfel de scenă în care martirul lui Hristos, adică cei omorâți din pricina credinței lui, strigă la Dumnezeu după răzbunare. Este vorba de Apocalipsa, capitolul 6, versetele 9 la 11, unde spune așa, când a rupt mielul pe cetea 5, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbuvești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor Pământului. Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Cu siguranță că Dumnezeu va face dreptate și nu va lăsa niciun rău nepedepsit. Însă un lucru nu trebuie să scăpăm totuși din vedere atunci când vorbim despre răzbunare. Atunci când discutăm despre dreptate pe care a făcut-o și o va face Dumnezeu. Să nu uităm totuși că
această interdicție pe care o are copilul lui Dumnezeu de a se răzbuna singur, trebuie să ne aducă aminte și să ne determine să înțelegem cum se cuvine Harul lui Dumnezeu față de noi. Când noi, copiii lui Dumnezeu, ne abținem de la a ne face singuri dreptate, noi, într-un fel, reflectăm bunătatea și îndelunga răbdare a lui Dumnezeu față de noi înșine, fiindcă și Dumnezeu s-a abținut însă a se răzbuna asupra noastră, în a-și revărsa mânia și răzbunarea față de noi, pe când noi eram necredincioși, da? Și răzvrătiți. Ce s-ar fi ales de noi dacă Dumnezeu și-ar fi manifestat mânia și răzbunarea față de păcatele noastre, față de necredincioșia și față de răzvrătirea noastră, pe când eram noi necredincioși? Cu siguranță că niciunul dintre noi n-am mai fi fost astăzi în viață. Așa că, atunci când noi înșine ne abținem de la a ne răzbuna, atunci când ni se face o nedreptate, noi, într-un fel, reflectăm prin atitudinea noastră caracterul lui Dumnezeu, harul și bunătatea lui Dumnezeu, îndelunga sa răbdare față de noi și față de întreaga lume. De aceea spune Domnul Iisus Hristos că un om iertat de păcate de către Dumnezeu are la rândul lui datoria să-și îngăduie și să-și ierte semenii. Așa spune în Evanghelia după Marcu, capitolul 11, 25 și 26. Când stați în picioare, de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru, care este în ceruri, nu vă va ierta greșelile voastre. Mai cunoaștem din Scriptură și pilda robului nemilostiv, care vorbește despre datoria celui iertat de Dumnezeu și da, care era dator la rândul său să ierte și care a ales nu să ierte și a ales să se răzbune. Și aceasta nu era o atitudine după placul lui Dumnezeu. În concluzie, atunci când noi ne abținem de la ne răzbuna singur, noi de fapt reflectăm bunătatea și de lungă răbdare a lui Dumnezeu. Și ca o concluzie apoi, Apostolul Pavel îndeamnă pe credincioși să nu se lase înfrânți de puterea răului din lume. Spune el în versetul 21, zice, nu te lăsa biruit de rău. Nicicum, nu te lăsa biruit de rău. Nu capitula în fața răutății. Nu te lăsa. Nu te resemna și nu te retrage din fața răului. Noi nu suntem, cu alte cuvinte, aleși din lumea aceasta și puși deoparte ca să umblăm în mijlocul ei cu capul plecat și cu fața plină de rușine că suntem ceea ce suntem. Adică suntem copiii lui Dumnezeu. Nu asta își dorește Dumnezeu de la noi. Noi suntem chemați să fim lumina lumii și sarea pământului, să ne comportăm ca niște oameni cu demnitate. O demnitate pe care a câștigat-o Domnul Iisus Hristos pentru noi. Noi avem statutul de oameni mântuiți, de copiii lui Dumnezeu. Și nu trebuie niciodată să ne fie rușine că suntem asemenea oameni. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Mai mult decât atât, copilul lui Dumnezeu are la dispoziția sa toată puterea pe care îi dă prezența Duhului Sfânt în inima și în viața lui. Creștinul, este adevărat, are de dus o luptă apică cu diavolul și cu tot sistemul lui de valori. Dar vestea bună pe care ne-o dă nouă Scriptura este că în această luptă cu tot sistemul acesta lumesc, noi suntem cei biruitori. Amin. Amin. Și suntem biruitori. Nu pentru că avem noi în noi tărie. Am mai spus lucrul acesta. Sau pentru că avem în noi merite deosebite. Putere, curaj și așa mai departe. Ci pentru că Dumnezeu însuși luptă de partea noastră. Slăviți să fie numele. Amin. Și bazându-se pe această realitate, Apostolul Pavel are curajul să îndemne pe credincioși să nu capituleze în fața răutății lumii. Cu siguranță că atâta vreme cât va mai exista lumea aceasta, răul din ea nu va putea fi eradicat. Asta este realitatea, asta este adevărul. Dar asta nu îl împiedică pe creștin să-și trăiască viața după voia lui Dumnezeu și nu după tiparul
lumii, după tiparele lumii, că sunt mai multe. Nicăieri în Scriptură nu găsim credincioși adevărați care s-ar fi resemnat în fața răutății lumii și ar fi abandonat lupta cu păcatul și cu diavolul. Dimpotrivă, de fiecare dată când răul se răspândea cu putere și cu viteză, da, cu iuțeală, Dumnezeu își trimitea slujitorii săi ca să-și îndemne poporul la sfințire și la lupta cu păcatul și cu răutatea lumii. Asta este tiparul după care Dumnezeu lucrează. Da? Domnul Iisus Hristos și apostolii săi, în toate scrierile Noului Testament, ne înfățișează biserica ca fiind biruitoare în lupta împotriva diavolului, a păcatului și a morții. Așa spune Matei, capitolul 16, versetul 18, spunea lui Petru, Domnul Iisus Hristos, și eu spun, tu ești Petrul și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Amin. Amin. Ce se întâmplă când noi refuzăm sau ne abținem să răspundem răutății cu răutate? Păi se întâmplă următorul lucru. Când alegem să nu ne răspunăm singuri pe cei ce ne nedreptățesc, atunci suntem ca niște ostași în armata Domnului, care am oprit ofensiva diavolului. Asta suntem. Prin asta noi declarăm celui rău și aliaților săi că pe aici, pe la noi, nu se trece. Noi suntem cei care oprim ofensiva celui rău. Prin felul în care noi ne comportăm. Adică nu alegem să răspândim răul. Nu ne facem părtași la răspândirea răului. Tăria noastră, totuși, nu vine din noi, ci este de la Dumnezeu prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră. De aceea Domnul Iisus Hristos spunea despre creștini că ei sunt ca o cetate zidită pe stâncă. O lumină care luminează în întuneric și sunt sarea pământului. Cei care schimbă și dau gustul potrivit lumii, vieții și locului în care e așezat Dumnezeu. Noi nu capitulăm în fața răutății. Noi nu ne lăsăm biruiți de răul lumii. Noi, spune Pavel, biruim răul prin binele pe care alegem să-l facem. Amin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Adică, spune mai departe Apostolul Pavel, ce să faci concret? Răspunde întotdeauna răutății cu bunătate. Versetul 20. Concret. Împotrivă. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Cu alte cuvinte, spune aici Apostolul Pavel, știi ce trebuie să faci atunci când cineva se comportă cu răutate față de tine? El, de fapt, ce se așteaptă? Să-i răspunzi? La fel. Tu surprinde-ți dușmanul, ia-l prin surprindere, răspunde-i cum nu s-ar aștepta niciodată să răspunzi. Adică, cu bunătate. Cum anume să-i răspund vrăjmașul? Ce vrea să spună aici Apostolul Pavel? Ceea ce vrea să sugerez aici Pavel este adevărul că orice om, dincolo de atitudinea sa de dușmanie și de răutatea pe care o înfățișează, este la urma urmei o ființă umană, cu nevoi, cu dorințe, cu necazuri, cu neputințe, ca și ale noastre. E tot ființă umană, tot creația lui Dumnezeu. Dacă noi, în calitate de copii lui Dumnezeu, înzestrați cu înțelepciune de la Dumnezeu și cu discernământ spiritual, că de aceea suntem copii lui Dumnezeu, reușim să privim dincolo de răutatea aceasta a omului, vom avea poate prilejul să vedem toate aceste lucruri, să vedem slăbiciunile lui, să-i vedem nevoile acestui om, să-i vedem neputințele pe care le are și poate că am avea prilejul să-l ajutăm, cum se cuvine, să-i dăm un sfat, să-i dăm să mănânce atunci când îi este foame, să-i dăm să bea atunci când este sete, să-i împlinim nevoile, să-l surprindem, să nu-i răspundem cu aceeași monedă. Asta este principiul pe care îl spune Apostolul Pavel aici. Fără să scăpăm din vedere că cea mai mare nevoie a unui om este, de fapt, aceea de a-L primi pe Iisus Hristos în viața sa, ca Domn și Mântuitor.
Ăsta este, de fapt, scopul nostru suprem. De aceea ne comportăm cu bunătate față de cei care ne dușmănesc. Scopul nostru, scopul Domnului Iisus Hristos este, de fapt, să-i câștige pe oameni. Și noi suntem, de fapt, acești ambasadori ai Domnului în lumea aceasta. De altă parte, este adevărat că aici este nevoie de multă băgare de seamă și de înțelepciune, fiindcă este adevărat că mulți oameni reușesc să joace foarte bine teatru când doresc să obțină vreun folos de la creștini. Știm foarte bine lucrul acesta. Și să se întoarcă apoi să te sfâșie în bucăți. Precum ne avertizează chiar Domnul nostru Iisus Hristos când vorbește despre unii oameni că se comportă cu Evanghelia precum porcii aceia călora le arunci în față niște mărgăritare. Te calcă în picioare și vin apoi să te sfâșie. Există și asemenea situații. De aceea e nevoie de multă înțelepciune. Și noi, ca și copiii lui Dumnezeu, avem înțelepciunea aceasta. Sau ar trebui să o avem. Și dacă nu avem, spune Iacob. Să cerem. Cerem de la Dumnezeu. Cum putem să biruim răutatea lui? În primul rând, nu te face părtaș la răspândirea răului. Răul se mulțește și așa extraordinar de repede. Nu trebuie să contribuim și noi, copiii lui Dumnezeu, la împrăștierea Lui. Dimpotrivă, fii un promotor consecvent al binelui. Amin. Al doilea rând. Nu te lăsa târât de dorința de răzbunare. Niciodată. Nu uita că răzbunarea nu este de competența ta. Răzbunarea este de competența lui Dumnezeu. Noi nu știm și nici nu avem capacitatea de a ne face singuri dreptate. Nu uita de harul lui Dumnezeu, ci de datoria de a ierta pe cei care ți-au greșit. Amin. Amin. Și nu capitula niciodată în fața răutății. Nu te retrage în fața răutății. Noi nu avem niciun motiv să ne rușinăm de numele și de statutul de copil de Dumnezeu. Dimpotrivă, suntem chemați să ne împotrivim și să stopăm în dreptul nostru înaintarea răutății. Surprindeți dușmanii cu bunătate ieșită din comun și arată că tu nu mai trăiești după principiile lumii și ale diavolului. Tu ești un copil lui Dumnezeu, că înăuntrul tău s-a produs schimbarea aceea minunată pe care a făcut-o Duhul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.